Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod aici, pe România Culturcast. Continuăm seria Female Racing Drivers. Alături de mine se află Alexia Stanciu. Bună, Alexia! Bună! Alexia, pilot în cadrul Campionatului Național de Super Slalom, Super Junior și Vehicule Electrice, ne va dezvălui câteva dintre secretele ei. Alexia, să începem cu o descriere despre tine, te rog. Păi, numele meu este Alexia Stanciu. Sunt balerină profesionistă și mai nou debutant pilot de curte. Am înțeles. Cum ai început cariera de motosport? Cine sunt oamenii care te-au îndrumat? Cine sunt idolii tăi în motosport și nu numai? Cumva am fost dintotdeauna atrasă de motorsport, datorită faptului că tatăl meu a fost pilot de curse. Am crescut cumva cu motorsportul în familie, ca să zic așa, și am știut că dintotdeauna că îmi doresc să fiu pilot de curse. Iar oamenii care m-au susținut cel mai mult au fost, bineînțeles, tatăl meu, care îmi este și mentor și team manager și absolut orice am nevoie, el este acolo pentru mine. Și nu în ultimul rând, Liviu și familia lui, prietenul meu, care mi-a și dăruit mașina de curse și m-a susținut din totdeauna. Da, lor vreau să le mulțumesc cel mai mult. Am înțeles. Povestește puțin cu ce mașină concurezi în cadrul Campionatului Național de Super Slalom, Super Junior și Vehicule Electrice. Concurez cu un Volkswagen Lupo. Am înțeles. Cum arată anul 2024 pentru tine? 2024, îmi doresc să merg la toate etapele de super slalom, cel puțin anul acesta. Iar anul viitor îmi doresc încet încet să mă duc către Campionatul Național de Anduranță. De acolo la coastă și după, într-un final, la raliu. Acolo îmi doresc să ajung. Am înțeles. Ce recomanzi unui începător sau unui junior la început de carieră când vine vorba de motorsport? Ce competiție, ce mașină și nu numai? Recomand clar Campionatul Național de Super Slalom, deoarece este foarte util și îți dezvoltă niște skill-uri pe care niciun alt campionat, să zic, că nu ți le oferă, sau nu neapărat, dar te ajută cumva și mai departe când te duci către alte campionate și inclusiv pe stradă când conduci. Iar faptul că în cadrul acestei competiții poți să începi de la vârsta de 9 ani este un mare lucru, pentru că atunci când acești copii își vor lua carnetul la 18 ani, vor fi tot clar mult mai pregătiți pentru stradă și vor avea cumva acel condus defensiv care îi va ajuta enorm. Dar, din nou, și pentru celelalte campionate, este cumva, din punctul meu de vedere, baza competițiilor. Am înțeles și că tot veni vorba de ce recomanzi un începător la început de carieră când vine vorba de motorsport junior și așa mai departe. Vreau să ajungem să dezbatem un subiect foarte important, Alessia. După cum bine știi, motorsportul este promovat prin două sloganuri foarte importante, și anume strada nu e circuit și campionii pe circuit, nu pe stradă, ca să mai spun asta încă o dată pentru cei care se uită prima oară, cei care s-au uitat și la ce mă refer. În opinia ta, ce trebuie să facem sau cum vezi tu rezolvat această problemă pentru că oameni de vârsta mea, oameni de vârsta ta și nu numai, consideră că strada este circuit și nu vin la evenimente de rugby sau nu vin la evenimente de motorsport pentru că n-au bani, timp, buget, argumente alături de alte argumente. Ce trebuie noi să facem ca această problemă să nu mai persiste? Cred că ar trebui evenimentele acestea promovate la o scară mult mai largă. Pentru că, de obicei, un om normal care nu are nicio legătură cu motorsportul nu are neapărat acces la această informație și la faptul că se organizează genul acesta de evenimente și pentru oameni cu mașini de serie și fără experiență. Dar altceva cred că ține de fiecare cum gestionează mașina pe care o conduce de zi cu zi. Am înțeles. Și am și un mesaj pentru cei care se uită la noi. Dacă vrei să descarci adrenalina într-un cadru organizat, caută evenimente de track day, caută evenimente de motorsport, cum este Campionatul Național de Super Slalom, Super Junior și Vehicule Electrice, unde poți să fii și cu mașina proprie, ca să zic așa, să concurezi acolo, într-un concurs de jaloane și nu numai.
Evident, sunt și alte competiții, clasicele track day-uri, trasele de karting și nu numai, unde acolo poți să înveți ce înseamnă motorsportul, poți să înveți ce înseamnă cum să abordezi un viraj și nu numai, evident, din toate punctele de vedere. Toate aceste competiții, toate aceste evenimente de tip track day și nu numai, ajută să înțelegi ce înseamnă cum să aprofundezi viteza, virajul și, evident, cum să înțelegi mașina, pentru că despre asta este vorba. Și cum să apreciezi și să manageriezi, evident, o etapă, o mașă de antrenament, o mașă de calificare și nu numai. Alexia, pentru că ne apropiem de finalul interviului și vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația. Vreau un mesaj pentru fanii motorsportului, fanii tăi, fanii campionatului național de super slalom, super junior și vehicule electrice și nu numai. Păi, pentru fanii motorsportului, îi încurajez pe toți cei care își doresc și se gândesc că nu, poate nu e pentru mine, poate nu o să mă descurc sau poate nu am bani. Din nou, Campionatul Național de Super Slalom este cel mai bun loc pentru așa ceva, deoarece taxa de participare nu este deloc mare, este foarte accesibilă, nu trebuie să ai neapărat o mașină echipată și poți să-ți testezi cumva limitele într-un cadru organizat și în siguranță. Adică nu se întâmplă nimic dacă iei un jalon sau ratezi un viraj sau traseul, dar pe stradă genul acela de greșeli te pot costa viața. Am înțeles. Și pentru că ne apropiem de final, ne apropiem să facem motul de final. Dacă mai ai tu alte argumente, dacă simți că ai omis să răspunzi la anumite întrebări sau dacă vrei să argumentezi cu alte argumente. Îmi doresc să le spun tuturor să încerce și să nu se gândească niciodată că nu e pentru ei sau că nu o să se descurce. Adică asta e, cumva o să-ți împărtășesc experiența mea proprie. Chit că am avut treabă cu motorsportul cumva dintotdeauna și am fost în lumea aceasta de mică, n-am avut neapărat experiență cu mașina de curse. Înainte de prima etapă, care a fost pe 6-7 aprilie la Rome Expo, am fost în jumătate de zi nici măcar la probele oficiale, la antrenamentele oficiale. După am mai fost într-o duminică, la fel, vreo 2 ore la un alt antrenament și după m-am dus la cursă. Adică experiența și mașina. Adică nu aveam nici experiență și noi nu cunoșteam atât de bine mașina pe cât mi-aș fi dorit sau ar fi trebuit. Și totuși, în ciuda acestui lucru, timpul pe care l-am scos a fost extraordinar de bun pentru lipsa de experiență. Iar la debutanți am fost pe 4 la general, la clasa mea. Ceea ce, din nou, din punctul meu de vedere și judecând după lipsa de experiență pe care o aveam, este wow. De aceea îi încurajez pe toți să încerce și să nu lase pe nimeni să le spună că nu o să reușească. Am înțeles, da, într-adevăr, și vă așteptăm la cât mai multe evenimente de motosport, pentru că nici nu știți ce ratați. Și încă o dată reamintesc că dezvoltarea motosportului ține de fiecare în parte, din toate punctele de vedere. Alessia, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația la interviul legat de Female Racing Drivers. Evident, îi lansăm invitația lui Alessia să invite și alte persoane pentru Female Racing Drivers, Next Generation sau Motorsport People. Așadar, dacă vreți să apăreți într-una din aceste trei interviuri de tip, cele trei proiecte de tip interviu și nu numai, vorbiți cu Alessia, Alessia va lua legătura cu mine, după care stabilim o zi, o oră și o dată convenabilă, în așa fel încât povestea voastră să fie auzită și ascultată din toate punctele de vedere. La fel, o să rog pe Alessia să-mi lase tot ce înseamnă social media în descriere ca să puteți să luați legătura cu ea. Dacă nu, în secțiunea de comentarii acolo îi puteți adresa câteva întrebări, iar Alessia, evident, când va vedea interviul, vă va răspunde la ele în măsura timpului pe care îl are, pentru că este ocupată și cu baletul și cu pregătirea campionatului național de super slalom, super junior și vehicule electrice și nu numai. Vreau să-ți urez și să-ți urăm multă baftă în anul 2024. Este un an interesant pentru tine, un an în care ai debutat la Romexpo, să vedem evident și ce alte campionate vei alege, evident, pe lângă Super Slalom, Super Junior și vehicule electrice. Iar noi, dragilor, până la următoarea întâlnire,
cu un nou episod din filme Racing Drivers sau Motorsport People sau Next Generation. Cine urmează, nici noi nu știm, însă vă ținem la curent. Alesia a relansat invitația și eu la rândul meu mai contactez alte persoane pentru aceste trei proiecte de tip interviu, pentru a le face auzită și ascultată povestea. Iar până la următoarea întâlnire, dragilor, eu am fost mai cu Vlad Andrei, alături de noastră, Alesia Stanciu. Multă baftă în anul 2024, Alesia! Țineți minte, dragilor, sala nu e circuit. Let's go racing, vroom, și ținete că sunteți cei mai tari. Toate cele bune, pe curând!